și după aceea vorbim și cu doamna directoare. Aș prefera să nu vorbim toți cu doamna directoare, pentru că știu cum va decurge discuția și e neplăcut pentru noi toți. Da? Vă cred, suntem oameni educați și nu coborâm nivelul discuției sub un anumit... Așadar, ce se va întâmpla din punctul meu de vedere? Celelalte două clase care au plecat acolo revin aici. De la anul... Să faceți cu clasa. Păi nu, asta nu e asta. De la anul, cele două rămân acolo deocamdată, că ele sunt prinse la programul în local și la documentele noastre, da? Dar lasă, lasă programul, că vede ei. Așa, programul stabilește tot Consiliul de Administrație, pentru că eu nu știu aici câți navetiști, ce profesori, la cât ajung, copii, ce microbuz, chestiuni de genul ăsta, da? Asta este bucătăria interna a școlii, stabilirea programului copiilor. Ok? Repercursiuni are asta pentru copiilor? Este necesar un cadru didactic? Da. Și de ce nu s-a făcut chestia asta și anul? Este la șoferul. Este, va trebui un cadru didactic numit prin decizie de director. Da. Domnul Inspector, permanență pe tot transportul. Așa ceva nu e prevăzut în niciun document legislativ. Da, ca să avem grijă de copiii ăștia, pentru că șoferul microbusului este șofer, am vorbit eu, da, domnul primar. Nu poate avea grijă de copii, corect, da? Da? Trebuie să conducă. Nu, dar nu poți să-i dai responsabilitatea. Doamna director, și răspunsul privat a spus clar că direct responsabil este șoferul. Nu, cum? Stați așa. De ce ni se spune? Ce ni s-a spus? Nu scrie nicăieri că trebuie un cadru didactic să însoțească, pentru că nu s-a gândit nimeni la așa ceva. Legea. Păi și atunci cum se face că ieri a rămas un copil în microbus? Ascultați-mă numai puțin. Am venit cu fetița cu nasul spart plină de sânge acasă, cu nasul spart. Deci pot să vă arăt și poze, pot să aduc și copilul. Am fost la doamna director. A zis că nu pasă, că nu este de obligație ei. Am făcut ședință cu părintele celălalt care a bătut copilul. A zis... Părinte a bătut un copil? Nu, copiii s-au bătut. Le-am dus la doamnele învățătoare. Doamnele învățătoare a zis că prin lege nu sunt obligate să stea cu copiii pe microbuz. Și ele se dezminte de această chestiune. Deci am fost la primărie, l-am întrebat pe șofer ce s-a întâmplat, nu mi-a dat nimeni. Ca să ajung la poliție, pentru asta nu am înțeles. Da. Vom face în felul următor. Am vorbit și cu domnul primar și cu colegii mei. De-aia mi-am permis să intru întâi la colegii mei profesori. Sunt colegii mei, că mâine... Corect, da? Și au rămas un pic surprinși de cererea mea, că le-am cerut să facă în așa fel încât microbuzul, când aduce copiii, să fie însoțit de un cadru didactic, un adult. Nu de șofer. Nu e treaba șoferului. Asta se va regla. Va fi o discuție. Va fi o discuție, da, am vorbit și cu dânsa. Da. A fost până la grevă, am înțeles, până la greva de anul trecut, acum 2 ani.